fiind aprobarea efectuării dezinsecției prin pulverizarea suprafeței de teren intravilan de pe teritoriul administrativ al Comunei Hemeiuș și alocarea de fonduri necesare pentru această activitate. Și la punctul 16, modificare HCL numărul 11 din 1-2-2023 privind acordarea în favoarea de gaz a dreptului de uz și servitude. Cine este pentru? Bun. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea și implementarea solicitării de finanțare a proiectului Școala de Vară Hemeiuș prin Brava 2023 în Brava Minunată. Primarul Comunii, având în vedere adresa numărul 919 din 14-6 din partea SOS Statele Copiilor din România, prin care se solicită sprijin financiar pentru proiectul Școala de Vară 2023 din Brava Minunată, de vedere articolul 129 aliniatul 2, aliniatul 7, litera B, aliniatul 9, în ordonanța de urgență 57/2019 din codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, în temeiul prevederilor articolul 129, articolul 196, 197 și 243 din ordonanța de urgență 57/2019 din codul administrativ cu modificări și completări ulterioare. Propune. Articolul 1. Se propune aprobarea finanțării și implementării proiectului Școala de Vară 2023 Dumbrava Minunată în perioada 3 iulie 1 septembrie 2023, proiectul în valoare de 55.000 de lei va fi suportat integral din bugetul local al comunei. Asta e partea noastră de consultare. Nu pot să proiectul... Da. Se propune aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hemeiuș și SOS Statele Copiilor din România, conform anexii care face parte integrată de prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. Se împuternicește primarul Comunei Hemeiuș de Bacău să semneze actul de parteneriat între Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Hemeiuș și SOS Statele Copiilor din România, în vederea susținerii proiectului Școala de Vară 2023 Dumbrava Minunată. Articolul 4. Cu îndeplinirea prevederilor de hotărâri se încredințează primarul Comunii compartimentul financiar, contabil, venituri și buget, compartimentul asistență socială și resurse umane. Articolul 5. Prezenta hotărârii poate fi atacată conform procedurii și termenilor prevăzute de legea numărul 544/2004 a contențiosului administrativ actualizată cu modificări și completări ulterioare. Articolul 6. Prezenta hotărârii va fi comunicată prin grija secretarului general al Comunii Instituției Prefectului județul Bacău pentru verificarea legalității primarului Comunii, compartimentul financiar, contabilitate, venituri și buget, compartimentul asistență socială și resurse umane pentru ducerea la îndeplinire și va fi adusă la cunoștință publică în părinții de lege. Știți despre acest proiect, nu este anunțat, suntem la a treia ediție, de fiecare dată am fost parteneri, de la anul la an a crescut numărul copiilor și ne dorim să crească în continuare. Păcat că nu putem să-i primim pe toți câte solicitări avem, pentru că sunt niște condiții impuse de către SOS, vârsta minimă trebuie să fie 7 ani, copiii trebuie să fie copii care învață la școlile din comuna noastră sau au domiciliu în comuna noastră. Și... Da, au fost discuții între locuitorii comunei noastre în anii trecuți, domn primar, cu privire la copiii care au intrat acolo. Ar trebui comunicat mai clar procedurile respective ca să înțeleagă toți părinții că... Care merg acolo, înțeleg sigur. Deci mai e un problem. Noi suntem o parte din copii. SOS-ul, de exemplu, anul trecut, au adus copiii care erau pe teritoriul României, ucrainieni, în special și anul ăsta o să avem, și de la alte locații. I-au adus tot aici. Noi nu putem hotărâ și nici stabili câți copii să ne primească. Am stabilit de la început că atât am fost să ne primească, întâi eu zic 20 și ne-am dus la 40. Am dublat. Deci pentru Hemeiuș 40. Deci cred că o să fie mai mulți, că iar mai apare o problemă. Nu o să fie toți 40 într-o zi acolo, pentru că unii o să mai plece în concediu, alții o să mai lipsească. Deci cumva ăstea vor fi numărul 40-45 mereu care o să aibă. Iar noi nu putem impune prea multe reguli la SOS pentru că e vorba de voluntari. Ați văzut ce se întâmplă și la București. Stăteau la grădinițe să se înscrie copilul. Primarul a pus la dispoziție, aveau clădiri, aveau spații, aveau tot ce trebuie. N-aveau... N-aveau cadre didactice care să meargă să... Ca și aici. Voluntarii sunt tot niște copii. În funcție de necesarul de voluntari și de cadre care să-l aibă, ies-o, normal că
vor să se dezvolte. Doi, noi mai avem spațiu ocupat, încă mai avem ucraineni aici. Nu avem unde să ne desfășurăm. Asta e ideea. Încercăm să ne mișcăm. Și copiii nu au fost aibă educație aici. Poate stau la bunici. Da, care stau la bunici. Au bunici. Deci să aibă ceva în comun cu Himeușul. Păi da. Ia să spun. Așa sunt care au casă de vacanță aici, dar locuiesc bănuciului pe Bacău. Și poate bunici se oferă voluntari. Da, nici e imposibil să fii la Stănișești sau la Târgu Neamț. Nu, dar aici, la Jireuș. Da, mare drag. Deci, da. Trebuie să luați legătura cu doamna Rodica mai mare. Da, da, da. Spune-o la vot. Cine este pentru? Doamna Lăbiduță este internată în spital. Da, bine. Am spus să trec și perioada de școală de vară, toată vara sau e mai puțin? Deci, iulie până pentru septembrie. Deci, iulie de vacanță. Da, vacanță. Toate vacanță. Da, dar vrea să intru să îi dea tot. Nu știu de nimic. Da. Da. E de acolo, cum încerc. Noi ne-am spus acolo de acolo, cum încerc. Am înțeles. Și-o pui de acolo. Proiect de hotărâre. Privind aprobarea concesionării pe licitație publică a terenului suprafață 322 de metri pătrați, înscris în cartea funciară 68.474, Himeuș, proprietate privată a comunei Himeuș, în vederea edificării unei farmacii umane. Subsemnatul. Analizând referatul de aprobare a primăriei Himeuș, numărul 7236, de 15.06.2023, prin care se propune aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 322 de metri pătrați, înscris în cartea funciară 68.474, proprietate privată a comunei Himeuș, în vederea edificării unei farmacii umane. Având în vedere cererea numărul 2740 din 2-3-2022 depusă de CES Sarofar SRL, prin care se solicită concesionarea terenului în suprafață de 322 de metri pătrați, înscris în cartea funciară cu același număr și același proprietar, în vederea edificării unei farmacii umane, reprezentând o propunere de concesiune însușită de concedent în sensul dispozițiilor articolului 38, alineatul 1 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ. Realizând avizul favorabil de la comisii, în conformitate cu prevederea articolului 362, alineatul 1, alineatul 3, articolul 302-307 din ordonanța de urgență 57/2019, în baza articolului 129, alineatul 2, alineatul 6, articolul 139, articolul 196, iar din aceeași ordonanță, propune, se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 322 de metri pătrați, situată în localitatea Imeu și strada Ion Silonescu, numărul 244, județul Bacău, situată în Cavilan, a fost numărul cadastral 68.474, înscris în cartea funciară numărul 68.474, aflată în domeniul privat al comunii Imeu și cuprins în anexa 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a comunii Imeu și în suprafață de 322 de metri pătrați pe strada Ion Simionescu, numărul 244, județul Bacău, situată în Travilan, având numărul cadastral 68.474, înscris în cartea funciară 68.474, identificat conform anexei numărul 2. Articolul 3. Se însușește raportul de evaluare întocmit pentru imobilul teren în suprafață de 322 de metri pătrați situat în localitatea Emeo, strada Ion Simionescu, înscris în cartea funciară la numărul 68.474, care stabilește o valoare de piață de 9.660 de euro la 10.05.2023, reprezentând un preț de 5,8 euro pe metru pătrat. Articolul 4. Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației organizată în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență 57/2019 și va fi plătită în lei la cursul BNR în ziua plății. Valoarea minimă a valoarea minimă a redevenței pe care trebuie să o ofere participanții la licitație este de 1.868 de euro pe an, 9.000
193 de lei pe an, respectiv în lei, respectiv redevența minimă lunară de 155,67 euro lună, 2,3 lei și 2,37 de lei pe metru pătrat. Redevența se poate modifica conform hotărârii Consiliului Local sau legislației în domeniu prin indexarea relațiilor contractuale. Redevența nu poate fi mai mică decât valoarea acestea în lei, la data licitației publice. Articolul 5, durata concesiunii poate fi pe 49 de ani, va fi pe 49 de ani. Articolul 6, se aprobă documentația de atribuire a contractului de concesiune, incluzând și caietul de sarcini, pentru concesionarea terenului în suprafață de 322 din Eputatea, situat în localitatea în intravilanul Comunei Himeuș, dar Ion Simionescu, la numărul 244. Concesionarului îi se transmite dreptul și obligația de proiectare, execuție și exploatare a terenului cu scopul construirii farmacii umane. Articolul 7. Se aprobă comisia de licitație în următoarea componență, președinte Tancoi Iulian, secretarul Sudaniela, membru Brănucu Maria, consilier superior, Burghele Iulian, consilier asistent și Leahu Vasile, reprezentant din cadrul Consiliului Local. Supleanți, președinte Marius Covălaș, membri Condurache Mihaela, Bârzu Viorica, Cheliță, Răuschi, Neculai, reprezentant din partea Consiliului Local. Articolul 8. Încetarea contractului de concesiune se poate avea loc în cazul în care interesul local o impune prin denunțarea unilaterală de către concedent. Articolul 9. Se împuternicește primarul comunii să semneze contractul de concesiune. Articolul 10. Dreptul de concesiune se scrie în cartea funciară de către concesionar. Articolul 11. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor legii contencioasului administrativ numărul 544 din 2004, cu modificări și completări ulterioare. Articolul 12. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului județului Bacău, primarul comunii, compartimentul cadastru agricol, nomenclatură stradară, administrația domeniului public și privat al comunii, compartimentul financiar, contabilitate, venituri și buget, membrilor comisiei. Dacă sunt discuții pe tema aceasta, dacă nu trecem mai departe. Deci trebuie scoas la concesiune, la licitație. Fața în licitație, e bine să prezinte cât mai mulți. Conform legii licitației. Și zic eu, atenție la redevență, pentru că este minimul și maxim. Da. La redevență. Și acolo la redevență trebuie plătit anual. Este și lunar și anual. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 3. Cu privire la acordarea unui împrumut din trezoreria statului. Vă amintiți că n-am întocmit bugetul, au luat în calcul la doamna Sânionă. S-au desfășurat lucruri în așa fel încât am început și la școala Simionescu. Din calculele făcute, de care le știm cu toții, nu aveam bani necesari la acea dată. Acum Ministerul Dezvoltării ne pune la dispoziție o sumă pentru completarea bugetului. Referat de aprobare cu privire la acordarea unui împrumut din trezoreria statului, subsemnat. În calitate de primar, având în vedere raportul doamnei Rău Miria la Consiliul Superior cu Atribuții de Contabil, în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate de Venituri Buget în aparatul de specialitate a primarului Comunei Himeiuș, județul Bacău, având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, articolul 49, alineatul 5, 6 și 7, legea bugetului de stat 368/2023, hotărârea Consiliului Local numărul 8 din 1 februarie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2023, ordonanța de urgență numărul 24 din 12 aprilie 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare destinate acordării unor împrumute din trezoreria statului, solicit aprobarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului în limita sumei de 1.500.000 lei, stabilită pentru comune în vederea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la Uniunea Europeană pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile. Sumele obținute din împrumutul acordat vor fi folosite în cadrul proiectului Modernizare Ajutare Școală Ion Simionescu, sat din Vieși, Comuna Himeiuș, județul Bacău, finanțat în programul operațional regional și vor fi rambursați în trase trimestriale egale pentru număr de 5 ani.
să înțeleg că totuși nu ne dă poru banii sau... Doamne, diferența noastră care trebuia să o punem la proiect. Doar cu finanțarea. Da. De la 2% la 40%. Și de ce zicem că ne dă Ministerul Dezvoltării? A zis că ne punem la dispoziție. Din Ministerul Dezvoltării. A, deci se derulează creditul prin dumnealor. Da, dar trezorerii ne dau, din trezorerii luăm bani. Nu din bancă. Este prima dată în mandatele care vreau când facem un împrumut. Dacă deci, vrem să facem investiții, dacă nu vrem să facem investiții... Pe 5 ani, da. Conform ordonanței guvernului, numărul din 12 aprilie. Da. Se plătește trimestrial rata, am înțeles. Stai mult, în ghid, aici dacă asiteți ghidul, scrie cum... Da. Trimestrial. 1500 de... Dar solicitat și școala Ion Simenescu? Cum? Solicitat și execuția la Ion Simenescu? Se lucrează. Deja la Ion Simenescu, da? Da. Se lucrează. Tot aia sau alții? Nu, alții. Fermă de la piața, dar... Și cum merg lucrările? Și la Tăpătaru și la Simenescu? Merg, nu? Merg. Au desfășurare de forță. Dacă s-a studiat și s-a analizat bine împrumutul, nu prezintă pericol pentru a ne... Păi tocmai de asta am să merg până pe sumă rambursabilă de 300 de ani, ca să nu împovărăm bugetul și să... Nu e o problemă, că în comună nu trebuie să de mintea. Am înțeles. Deci asta să înțeleg că sunt da. O problemă. Ca să acționăm la bugetul comunului. Să vorbim la vot. Cine este pe anul? De ce vă uitați la mine? Că eu mă rog. Vă tupletură. Ce cum trebuie? Vă promută. Da, de acord. De acord? De acord, da. Vă uitați la domnul. Punctul, proiectul numărul 4. Referat de aprobare asupra proiectului de hotărâre privind realizarea documentației planului urbanistic zonal pentru obiectivul parcelare teren număr cadastral 68.380 în mai mult de 3 parcele în vederea construirii de locuințe și amenajare drum în sat Hemeuș, Comuna Iuș, aflați în proprietatea domnilor Dima Melania și Dima Adrian. E proiect care dumneavoastră ați mai dat un aviz, un acord. Și greșeam, Dima Adrian și Dima Adrian. Așa... Așa e titulatura de acord. Prin cererea numărul 4704, dar cred că ați trecut din materiale și nu știu dacă... Da, nu știu. Întrebați și noi vă răspundem. Supărăm la vot. Cine este? Punctul numărul 5. Proiectul numărul 5. Raport de aprobare cu privire la modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 22 mai 2023 de suplimentarea bugetului de cheltuieri pentru evenimente culturale, de evenimente culturale din perioada 2-3-4 iunie. Cum a ieșit? Solicit să aprobați suplimentarea bugetului de cheltuieli cu suma de 25.000 de lei la capitolul cultură pentru susținerea financiară a tuturor cheltuielilor din proiectul mai sus menționat. Au fost niște lucruri care nu le-am luat la vremea ce în calcul, pentru că așa au fost și discurs. Noi nu știam cam cât costă și la cât se ajunge. Respectiv, WC-urile ecologice care au fost montate și la zilele copilului, la ziua copilului și la zilele comunii și în parc cu activitatea din parc dendrologic. Am înțeles că asta cu WC-ul a fost sponsorizare. Așa am înțeles. Avem? Ajungem scurt. Nu, deci nu, sunt cuplate, nu sunt cuplate. Oricum ar fi, trebuie să aprobăm sumele și sponsorizate și cheltuite. Așa a fost vorba de curentul electric și am mai avut o da, nici în referatul de aprobare, nici în raportul de specialitate nu-i precizat clar motivul pentru care se solicită suplimentarea. Așa, la modul general, în ambele referate. Păi, cred că e ca să acoperiți sponsorizările. De fapt, cred că trebuia pus invers. Întâi sponsorizarea da. Și pe urmă... Și pe urmă...
ca să fie clar, pentru și eu m-am... Dar cum ai ieșit zi în Himeneșul? Povestiți, că nu, eu n-am fost. Fost acolo? Nu, fost plecată. Cei care au fost, pot să vă spună. Domnule, a fost frumos, a fost... A fost foarte frumos. Lume multă. Chiar seara la încheiere, la proconsul, nu mă așteptam, că erau certiciuni. Erau ajutate 2300 de persoane. La... Cât au fost? 2300 de persoane, da, așa au numărat jandarmi. Da? La 9 seara. Fericitări. Da, numai că s-a așezat în față și aia, pe scaunul nu mai vedeam. Ca la mă, ce s-a așezat? Ce e concert, rock, ce ați văzut? Nu, dar și seara, și seara, în ciuda ploii, care a început exact când trebuia să înceapă în parc vineri, să știți că s-au adunat. Toată lumea s-au adunat. Da, au așteptat să stea ploaia, zic, doamne, dacă e o problemă, venim altă dată, nu, chiar nu foarte prietenoși, așa pot să spun. Da. Să punem la vot. Cine este pe anul? Da. Dintre aici, la punctul ăsta, la punctul 6, părerea mea că numai unul s-a remarcat de cei care investesc pe raza comunului. Unul. Dar ce e la primit? Ce l-a venit? Nu văd, zic, reproș. Vreau să fie ca o temă. Păi, sece ori vital. Atât. Restul, nimic. Dar ce ram? E tot de-a nostru. Cip și Doră, s-ai noștri. Toți s-ai noștri, da. Maria și Gode. Nu, la construcții mă refer. Ei, nu putem să le băgăm mâna în buzunar. Știu, la construcții mă refer. Da. Fiecare o fumă. Nu. Deci asta e suma care trebuie să o aprobăm pentru... 5.900. Care o... Desponsorizare. Să intri în bugetul local. Da. Deci e CIP 1.500 de lei, bravo. Doar să revin, așa tot sponsorizat au fost și scaunele, care tot o firmă, au zis că vrea să rămână în anonimat. Da. Eu aduc scaunele, și nu vă interesează de unde aduc și cum le aduc. Da, am înțeles. Zice ceva? Să punem la vot, dacă nu sunt. Avem majorarea cotizațiilor la instituții, la asociații din care facem parte. Adică e vorba de ADIP. ADIP. Și portalul de investiții. Și GAP. Da. Aici. În fiecare an, după cum știți, ca să le putem face plata, trebuie să avem o hotărâre. Să ia și oamenii salarii, sus. ADIP-ul și GAP. Adisul e 8.000 de lei anual. Și GAL? Și la GAL este 30.000. Anual. Dar pe GAL, parcă a zis că mă obțin ceva, nu? Aia a fost una din condiții ca să putem accesa fonduri, să avem cotizația plătită. Da, păi altfel nu. Azi e depunerea. Dar ce vrem prin GAL? Luăm un utilaj pentru PSI, un... 6x6. Nu-i 6x6. Nu ne-am omologat și nu am putut să luăm. Un ATV cu lamă, cu tot ce trebuie. Și echipat și pentru stingerea incendiilor. Iar acel ATV cu lamă de 1,5 m, mi-am gândit că mi-a fi de ajutor, o să ne fie de ajutor și la curățarea trotuarilor. N-avem cu cine curăța. Folosim la toate. Multe funcționare. Da. Poate fi folosit la dezăpezări și în pantă, pe străzile juste, mai ales străzile astea care avem vigori, pe măcarul primăriei și care le mai avem, cetățeanul care lasă și mașina parcată, nu poți intra nici cu buldă, nu poți intra cu nimic.
Și atunci, cu un utilaj de ăsta micuț, cred că nu mai bine am putea... Dar știm că ce proiect a fost aprobat anul trecut la nivel de GAL? Nu avem o situație. N-au fost. Pe GAL au fost pentru, au fost pentru societăți private. Au fost... Da, da, pentru societăți, da. Da, am o situație, cred că pe zona noastră, două proiecte pe Hemeuș. Au luat utilajul pentru... Era Max Plastu, parcă, și nu știu cum se cheamă firma lui Afei. Da. Dar un an înainte a fost firma Sporti Lanța, cum se cheamă, cu Vidana. Tot Vidana. Și la Mureșești mai fac proiectul în Curtea Școlii? Așteptăm să deschide Araxa, linia. Da, aia să putem prinde niște stampuri și mai. Da. Supunem la vot punctul numărul 7. Cine este pentru? La 8 e problema cu galul. Deci cotizația pentru galul. Galul e aceeași problemă. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? La 9 avem un proiect. Interminare. Da. Din păcate, ne confundăm din ce în ce cu mai multe cazuri, repercursiune ale democrației, cetățeni care după 90 n-au mai avut un loc de muncă sau au lucrat la negru, copiii plecați la muncă în străinătate, au rămas ai nimănui, la vârsta când ar trebui să fie pensionat, sau da. Și de la an la an ne confundăm cât mai multe, cu mai multe probleme. Având în vedere, aici e vorba despre Focio Roșie Mil, născut în 57, este fără sprijinul familiei rachite, are multiple probleme cronice de sănătate și care în prezent necesită îngrijire și asistență permanentă. Are un venit lunar de doar 449 de lei din indemnizația de handicap accentuat. Prin urmare, trebuie luate măsuri urgente pentru soluționarea statului. Certificat de încadrare, certificat de handicap numărul 7 din 10-a-10-a-2007, emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte. Dacă vă amintiți, cei care erați în Consiliul Local acum 5 ani, cred că, și a dat foc și la casă, la vasă casa, l-a mai ajutat de legea. Da. Doamne ferește. Supun spre aprobare Consiliul Local internarea ministrului Focio Roșie Mil într-un centru de servicii sociale de găzduire, îngrijire și igienă personală, având în vedere că acesta se află într-o situație de risc și dificultate socială și aprobarea plății diferenței pentru serviciile sociale efectuate de către Căminul de Bătrâni, Proxenitute, Lilie și Comuna Emers, pe baza facturilor emise luna. Da, la indicarea Federației este vorba de azil. Da. E pe hidrocentrală. Ăla e particular. Da. Păi, dar la stat nu găsim loc. Și diferența la cât o fi? Păi, e 2500. Până în 3000, dacă are și cu pensuri și cu... Asta e diferența. Și roțial sau... E de oftat, dar asta e. Da, mai ce să faci. Iar ați făcut. Da, să punem la vot. Cine este? Acolo nu trăiești, nu? Așa că acum să știți că nu... Unii care s-au lăsat de alcool, că de obicei sunt combinate lucrurile astea. Când au ajuns acolo și nu au mai consumat alcool, unii chiar și-au început să vină. La punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii din Consiliul Local. Hemeuș, numărul 60 din 27.9.2017, cu privire la, cu referire la atribuirea de denumiri unor străzi noi din Comuna Hemeuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sălaj. Care? Atribuirea sau schimbarea de denumiri altele decât cele prevăzute de articolul 1 se face de către comisiile locale, consiliile locale prin hotărâre. Prin hotărâre pentru parcuri, piețe, uboare, cartiere, străzi, stații de ale mijloacelor de transport în comun, precum și pentru obiectivele de și investiții de interes local aflate în subordinea lor. Ținând cont de ghidul tehnic privind verificarea și actualizarea denumirii străzilor și a numerotării clădirilor,
aprobat de Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și a Locuinților în Ordonanța 36/2007, având în vedere aplicării articolului 5 alineatul 1 din legea cadastrului și a publicității imobiliare, numărul 7/1996, modificată și completată cu nomenclatura statală, se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, se organizează pe fiecare localitate și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ. Văzând hotărârea Consiliului Local numărul 60/27/9/2016, în care s-au acordat denumiri de străzi și numere administrative la imobile de pe teritoriul Comunei Himeș, completată cu VASCL numărul 70/28/9/2018, respectând prevederea articolului și alineatului din Ordonanța de Urgență 57/3 iulie 2019, privind codul administrativ, atribuțiile ale Consiliului Local privind administrarea drepturilor publice private al Comunei Himeș, atribuire sau schimbă în condițiile legii denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local. Propun inițierea unei hotărâri de Consiliul Local pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 60 din data 27/9/2018 cu referire la atribuirea de denumiri de străzi a unor străzi în Comuna Himeș de sub Bacău. Adică la care schimbăm? E o stradă care e în domeniul public, chiar lângă parcul dendrologic, unde se duce, unde merge la pompele de apă și pentru că... Se duce în canalizare acolo în zona aia și să-i dăm un număr de stradă. Este vorba de strada Plinului. Da? Plinului. Nu văd raportul, nu văd. Denumirea strada Pinului, aprobat prin hotărârea de Consiliu, începe la intersecția cu calea Moldovei și merge până la puțul numărul 2, numărul cadastral 67.398. Este în domeniul public, nu avea număr de stradă. Și nu. Și nu mai stai? Da. Din partea dendrologică, la unitatea de stradă acolo? Până la puțul. Până la puțul. Da, discuții. Să punem la cine este chiar. Mai fie un puț așa. 11, 12, 13, 10 sunt ceași. Da, aici e cu la 11, 12. 11, 12, 13. Iar da. Nu mai să vă uitați să știți străzele. Vedeți lucrări? Izvorul alb am văzut azi. Da. Pirozor. Da, și eu la electric, celălalt. Da. Discuții, dacă aveți, la aceste puncte. Cum plec de acasă, mă sunt o pregurere. Du-te, întinde cabluri, generatoare, pornește. Asta e chestie sigură. Nu-i cu oprit cu curere. Asta e cu oprit cu curere. Cum nu-i cu oprit cu curere? Cu curere. Ce-ași firmă? Asta vrea să zică domnul. Da, dar oprit în ținul de zonă. Dimineața la 7 mi-a trimis cu oprit cu curere, duce până fără nouă. Da. Prea că ne obișnuim. Da. O sânge. Aveți cum le poți putere să construim. Da. Da, practic cum îi constrângem pe ei, i-am constrângem pe acești oameni care se tranșează. Nu, de data de când nu au fost oprit, nu e lucru. De ani sub plânsul, două ori au stat degeaba lângă stâlp. Ne-am dus până acolo, aveam filmări. Unul dormea în iarbă, unul s-a jucat pe telefon. Mă, fraților, ce faceți, mă? Domnule, o luat o piesă greșit și a pus și s-a dus o schimb. Două ori. Dar până nu găsit, nu trebuie atât învățat la copii de unde s-o pește? Aici nu trebuie să stăm? La bună și câte imași. La bună. Păi îi fă plicul e doar să-și urmă tuti boi aia. Iar mă întrebă.
La nivel se pot să întreb și o stadiu lucrărilor de la canalizare? Nu, e bine aici, doamnă. Mai ales de canalizare de bine aici? Funtuneri. Dar sunt cuție și o chestie pentru punctul numărul 11, 12, 13. Așa, și domnul s-a abținut. El mi-a ținut în el. Ia, lasă mai fără curent mâini. E șurșunat. Dar toate chestiile astea care le spuneți acum, ar fi trebuit făcut în public și să vadă toată lumea. Dar uitați că nu-i afectează. Toate vin de la situația pe plan național. Și angajații de acolo, tot niște ciurucuri care mai au rămas în țară. Acolo oprești pentru jumătate de țară, lumina și nu știi că trebuie să iei o siguranță mai mare. Sau mai dar bine că n-au spus angajații că mergi la primărie, că primărie devine. Da, Aveam două avarii, îi curgea apa la fântânele, nu era apă de nu știu cât timp și acum tot primim... Dar chiar sunt probleme cu apa? Și toată lumea a spus că mergeți la primărie. Dar ce să-ți facă primăria? Să-ți rezolve avarii de Putraseu? Până când n-am identificat noi avariile, nu o să întâmpla nimic. Aia de la CRAP tot așa le spunea. Dar eu am angajat să urmărească, noi încasăm. Ce? Încălzirea în Bacău de pe 23 luna asta e gratuit. Funcționează, nu? Da. Bine, haideți să trecem la punctul numărul 14. Subsemnatul, nu? Mai avem pe la divers. În calitate de primar, având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării dezinsecției prin pulverizare a terenului travelan de pe teritoriul administrativ al comunei Emiului de Bacău și alocarea de fonduri pentru această activitate. Necesitatea realizării intervenției de dezinsecție la nivelul ATM-ul și o știm cu toți. Dezinsecția, ansamblul mijloacelor și metodelor de prevenire și combatere cu substanțe chimice specifice antropodelor. Insecte la stadiu de larvă sau adult, care vehiculează și transmit direct sau indirect boli infecto-contagioase și parazitare, precum pentru om și animale sau generatoare de disconfort. Eliminarea factorului de disconfort pe care îl generează insectele transmitătoare de ale unor boli infecțioase și parazitare, activități care se vor efectua cu respectarea articolului 82 și 83 din normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin ordinul numărul 119 din 4 februarie 2014. Supun dezbaterii Consiliului Local EMEIUS proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării dezinsecției prin pulverizare a terenului intravenant pe teritoriul administrativ al comunei EMEIUS de Bacău și alocarea de fonduri pentru această activitate. Era și o ofertă de 72 de lei. 72 de lei. În prezență vă facem cunoscută oferta noastră pentru tratament avio pentru combaterea insectelor de disconfort, inclusiv furnizare de insecticid biocid. Oferta este de 72 de lei pe hectar fără TVA. Și avem parcă 600 de hectare. Era da. Plus 3. Plus 3. 292. Da. Problema e că, la fel, toți ne așteptăm după ce se face stropirea, să nu mai existe viață. Or, cel care stropește cu niște substanțe avizate de Uniunea Europeană și care sunt... sunt necesare pentru dăunători, Iisus amintesc, nu poți să dai, nu mai e ca pe vremuri când dădeau cu, eu știu, viață din Paris sau ce se mai dădea. S-a terminat cu. Bă, dar au dat și nu mor. Probabil că s-au adaptat. Nu știu ce să le mai... Ieri am avut discuția asta, că am înțeles că și Bacău a făcut. Și am un prieten în care stă în Șerbănești și a zis că parcă a înviat după ce o stropit. Nu. E o problemă. O perioadă. Înainte de stropirii nu trebuie să plouă 24 de ore, cam așa, și după 36. Că dacă a plouat... Deci aici trebuie timpul și... Concentrația, să știți, acum, un litru de cotrine, sau dacă ați văzut, sunt, ați luat dumneavoastră, poate acasă, pentru stropii, pentru țânțar, pentru moștii. Nu știu, 50-60 de nu, acolo e valoare. Gândiți-vă la ora de zbor, deci la 70 de lei ora, 72 de lei ora de zbor, în situația în cât e acum combustibilul, nu mi se pare, prețurile n-au crescut, am făcut ani de zile cu 60 de lei. Până, nu știu dacă nu știu.
Nu e o sumă așa de mare cât să zic dacă am fost și am văzut. Rețeta acolo e omologată, e semnată, nu face rotini. Două? Una deocamdată. Dar să vedem că de fiecare dată când începem noi să stropim, începe altfel să zic ploaie. Azi plouă, mâine după amiază iar plouă și tot deamână... Dacă nu mor insectele, mor plantele și tot... Tot, tot ceva se întâmplă. Se întâmplă ceva, vă spun sigur. Nu mai am unde să spun de ziua. Da, dacă nu mai sunt discuții. Cine este pierdă? Supune mai. Da. Ia cheamă primară, zicem când trebuie să semnăm contractul cu... De fapt, contractul l-a semnat cu canalizarea când, când începe. Adică? Că ați consemnat contractul cu canalizarea? A fost da. De negri? Da. Wow! E de negri, nu pe... A e crabul, domnul Patrichi, nu? Da, e bine, deocamdată nu avem de la crab nici deci informare. Deci nu e domnul Mască aici, da? Da, doamna... Poftiți? Chipiat. N-am nicio informare de la, de la, de la crab. Pe acolo erau două firme care se luptau, nici mi-am amintesc eu pe... Noi nu avem acces la site-ul ăla, nu poți, n-ai un să te uiți. State neorganizată de noi. Doar tot așa, din rândul dumneavoastră, cred că mai ușor ar putea să se uiți. Surse interne. Surse interne, nu știu. Bun, mă interesează. Și la Fântânele, ce firmă au câștigat? Cum se cheamă? Flux Max. Flux Invest. Flux Invest. Sunt cei care ne-au mai decolmatat, nu ne-au mai făcut... Au fost singurii care s-au prezentat. Când începem lucrările de canalizare de Fântânele? De pe am dat ori în începere, pe lucrarea plasamentului și probabil săptămâna viitoare. Problema că e trebuie să-i contactăm pe cei de la CRAB, să vedem ce fac dumnealor, că bine ar fi să ne sincronizăm. Să corelăm lucrările, da. Nu săpăm o dată până aici, după aceea săpăm iar de aici, înapoi străzile care... Dar n-ați aflat cine a luat partea la altă la Lilieci, de la CRAB? Dar nu a luat nimic, încă nu s-a terminat acolo? Nu. Nu am declarat câștigător. Referat de aprobare la proiectul numărul 5. Da, asta, dacă ai vreo noutate. Da. Noutatea asta este, dar joi pe care vreau plasamente e mai complicată. E cu cote, trebuie să vină cadastriști, trebuie să vină toți de la rețele sanitare, nu e așa simplu. De asta zic, e ca la școală, că predea plasamentul într-o zi. Păi și când vine asta? Joi. Azi joi, nu? De asta zic, după aceea trebuie să vină paravan în ridicările și... E vorba de implante, de... E mai complicat ca lucrare. Ce ani nu plătit? 13 luni. Și la unul, puteți fi gata. Dar putem continua cu șanțul. Da. Da, referat de aprobare. La hotărârea de Consiliul Local numărul 11 din 1-2-2023, privind acordarea în favoarea delegației de SA a dreptului de uz și servitude gratuit, se va modifica articolul 1, alineatul 2, astfel, un loc de, pentru suprafața de 3 metri pătrați. Da, la una anterioară, ziceți, da, la greșit una anterioară? Un metru pătrat, fundație stâlp, proiect numărul... La Petru Sivică. Da. Da, s-a modificat de la suprafața de 75-60 la 41,2. Ca să nu mai citesc tot... Da. Asta e vorba de parte îngropată sau... Da. Este și parte aeriană, este și parte fundației de stâlp. Da, discuții? Asta e pe unul. Să punem la vot. Cine este pe altul? Procesele verbale de la ședința din 19 iunie și din 22 mai. Cu atât de mers. Începem, doamne. Suntem aici. Suntem de acolo. Cine este pe urmă? Dar garantează domnul Anaschie. Da. 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 Dacă dumneavoastră nu aveți alte probleme. Aveți o adiderețe. Da, dar după ce nu se mai filmează? Da.